Absolut uimitor ce s-a întâmplat astăzi. Incredibil. Remontada, un meci absolut fantastic, atât de epic încât am zis să fac și un scurt video cu reacția mea la ce s-a întâmplat la acest meci uimitor. Ce remontada a făcut AS Roma în această seară și vom avea parte. Fai, vom avea parte, mi este și greu de zis, un Champions League fără Barcelona, absolut uimitor meciul, cum Doamne să întorci un scor de la 1 la 4, direct pe 4-4 pe agregat și desigur cu acel gol din deplasare să, Doamne, bravo Roma, felicitări Roma, n-ai ce să spui, îți trebuie un talent uimitor. Să întorci un asemenea scor împotriva unei asemenea echipe, o asemenea echipe atât de puternice cum este Barcelona, tu să întorci scorul, este ceva uimitor, ceva fantastic, rar întâlnit. Pentru cei care n-ați văzut acest meci, puneți-vă repede și downloadați de undeva videoul, meciul, că merită, merită. Primul gol a fost dat în metrul 6 de către Dzeko din pasta lui De Rossi. După aceea De Rossi a avut un penalti și când lumea nu mai credea că se mai poate întâmpla minunea, în minutul 82 Manolas din pasa lui Under finalizează acest moment, această remontadă 3-0 acasă la Roma, dar desigur pe agregat asta a fost 4 la 4, galben Piqué, galben Messi, galben Suarez. Absolut uimitor meciul. Pe de altă parte, cum să zic eu, sunt foarte multe emoții aici. Sunt foarte multe momente de spus, de comentat. Pe de o parte, eu, ca fiind un mare fan al Serie A, mă știți bine, mare fan AC Milan, eu nu mă bucur într-un anumit, cum zic eu, în anumită măsură pentru victoria Romei, având în vedere că Roma va aduce puncte campionatului cu puncte foarte prețioase Serie A, care înseamnă așa de mult să restrângem din nou punctele în Serie A, că na, ne-am cam dus dracu. Dar pe de altă parte, îmi pare rău de Barcelona, acela Champions League fără Barcelona. Pe de altă parte, știi, e fain fotbalul când vezi momente de astea, așa o echipă mai mediocră, mediocră bună, că bate un titan al fotbalului cum este Barcelona. Dar pe de altă parte, din câte am înțeles, de ce îmi pare cel mai rău este de Iniesta, moșul, cum zic eu, legenda, iconul în curând, iconul Iniesta, care desigur nu va mai rămâne la Barcelona, din câte am înțeles, se va muta de la Barcelona sau se va retrage. Eu cred că se va muta la altă echipă, fie în America, fie prin Arabia, pe undeva, cum a fost și cu Xavi, nu știu exact, sau în China, nu se știe încă unde vrea să se ducă Iniesta, dar ăsta a fost și că ultimul sezon al lui la Barcelona și îmi pare de rău de el că n-a reușit așa fix în ultimul sezon să câștigă această cupă, Champions League, știi, să meargă așa în glorie. Dar pe de altă parte, eu nici nu sunt un mare fan al Barcelonei, să nu mă credeți că sunt un fan al Barcelonei, de-aia mă bucur și mai mult pentru Roma, că aduc puncte foarte prețioase, ăsta, ligii mele preferate, Serie A. Acum, dacă ne uităm așa peste tot aici în Champions League, pe site-ul oficial UEFA Champions League, îmi pare rău că n-am putut să fac rost de anumite clipuri și momente din meci și cred că și dacă făceam rost, mai mult ca sigur aș fi primit copyright de la Champions League și de la UEFA, că am mai încercat odată și instantaneu am primit copyright, e cam greu pe YouTube în zilele noastre. Dar uitați-vă ce meciuri au mai rămas aici, a mai rămas Bayern care ia uite că trece de Sevilla fără stres, Liverpool, o altă minune de care m-am bucurat și mai mult, că mă știți că Liverpool este una din echipele mele preferate din Premier League, a trecut mai departe de Manchester City, titanul Manchester City, banii arabilor Manchester City, ceva absolut uimitor din nou. Ce se întâmplă cu fotbalul din zilele de azi? Banii nu mai aduc victoriile, se pare că absolut wow, ce se întâmplă aici și sunt curios care vor fi meciurile viitoare. Mai mult ca sigur va fi un Roma Real Madrid, deci clar că Real Madridul va trece în finală și din cealaltă parte va fi între Liverpool și Bayern. Într-adevăr, mi-ar place, hai să fim serioși, nu cred că Liverpool va trece de Bayern, oricât de mult mi-ar plăcea și spera, dar ce finală ar fi aceasta între Bayern München și Real Madrid? Eu zic că este o finală cu adevărat wow, cu adevărat mare, cu o finală, cum să zic eu, finală, finală. Dar
Revenind la, la meciul acesta, o grămadă de fani al Barcelonei, mai mult ca sigur și pe aici, prin public, mai mult ca sigur avem o grămadă de fani Barcelona aici pe acest channel. Ce să vă zic, dragii mei prieteni, îmi pare rău, asta este, se mai întâmplă în fotbal și momente de astea, trebuie să treceți peste, dar totuși cum s-a putut întâmpla această minune, eu nu știu. Pe de-o parte, cum v-am zis, îmi pare rău, poate mă repet, îmi pare rău de Barcelona, pe bune îmi pare rău, ar fi fost fain acum să avem așa un derby de ăsta Barça-Real Madrid pentru finala Champions League, știi așa, finala în față, duel, derby, ce să mai între Barça și Real pentru marea finală Champions League, dar n-a fost să fie Roma o echipă mai puternică. Și totodată, gândiți-vă dintr-o altă perspectivă, un român Este acolo în semifinalele Champions League-ul român. Cine poate, uitați de el, Lobons, fraților, Lobons este în semifinalele UEFA Champions League. Având în vedere că el este un jucător al Romei, mai mult ca sigur a și primit acel bonus de Champions League, că oamenii ăștia au ajuns în semifinală, nimeni nu se aștepta și mai mult ca sigur aveau și un bonus de la Măricel. Bravo, Lobons, uite-te, un român poate ne reprezintă acolo, măcar și de pe bancă să fie, și de pe bancă să fie Lobons, știi? Rezerva lui Alisson. Cât de mișto ar fi acest lucru? Mă rog, nu prea cred, dar totuși, ce mișto ar fi? Fantastic ce se întâmplă astăzi și din nou și din nou, pe zi ce trece, pe Champions League ce trece, cum vreți să ziceți, vedem aici surprize și desigur cât de frumos este fotbalul și cât de greu este de câteodată să-ți dai seama cum este acest fotbal. Pe de altă parte, acum m-am și gândit la un alt aspect al lucrurilor, mă și gândesc câți pariori care au pus la pariuri pe acest meci, având în vedere că Barcelona e Barcelona, în puii mei, o echipă titanică acolo în top 5 al lumii, în top 5 dacă nu chiar top 3 al lumii, această echipă care a bătut-o pe Roma 4-1, cine se gândea că se va întâmpla o asemenea remontadă 3-0, scor de neprezentare? Parcă ceva s-a întâmplat aici, de parcă eu, parcă a fost un meci de FIFA și eu am preluat controlul AS Romei și uite-te 3-0, absolut uimitor ce se întâmplă aici. Din păcate Juventus nu cred că vor avea la fel noroc ca și ăsta, ca și Roma. Mă, nu se știe niciodată, dar dacă rețin corect, Dybala a fost cel care a luat cartonașul roșu. Da, Dybala în minutul 66 la roșu, apoi meci așa fără Dybala bizar. Dar totuși, hai să revedem statisticile meciului. Vedeți că nu trebuie să mă gândesc mai repede la asta. Deci, mai multe șuturi pentru Roma, asta este un lucru foarte clar și care normal se și vede, deci aia de și dat atâtea goluri. 17 șuturi, dintre care 6 pe țintă și Barcelona a avut 9 șuturi, dintre care 3 pe țintă. Pardon. Așa, la posesie, într-adevăr, ca de obicei, eterna tiki-taka minune, Barcelona ține posesie la 57% față de AS Roma, care a avut-o doar cu 43% și totuși cu posesie mai puțină, câte șuturi au doar nebunii. La faulturi, într-adevăr, a fost o grămadă de faulturi și normal, adică, na, ce să-i și faci, un meci important, un meci greu. Fantastic, ce se întâmplă, dragi prieteni, aici? O nebunie absolută. Revedem aici din nou formațiile. Hai să vedem așa pe formații. Un 4-4-2 frumos aici la Barcelona. Între timp la Roma un 3-5-2. O linie de mijloc imensă. Dar desigur știți cum este formația, dar mă refer în termeni FIFA, cu RFB și LWB, deci respectiv Colarou și Florenți au fost așa mai defensivi, nu spre atac. Dar totuși, această formație i-a pus stop, a pus capăt Barcelona, ceva uimitor. Wow, sunt foarte curios și voi ce părere aveți în comentariile de mai jos. Am încercat să fiu neutru pe cât se poate, nu vreau să instighez la înjurături și minuni, chiar dacă mai mult ca sigur câțiva copii mai mult ca sigur s-au activat în comentarii deja. Ce se face, asta este nivelul nostru, dar totuși
cum v-am zis, îmi pare nespus de rău pentru Barcelona, că ar fi fost un match, un joc mult mai frumos în Champions League cu Barcelona, știți voi, show și totodată și pentru aceste vești cu Iniesta, îmi pare nespus de rău. Dar pe de altă parte mă bucur pentru Roma că aduce puncte echipei, mă rog, pardon, ligii Serie A. Și na, eu cum nu țineam cu, niciuna din aceste echipe, eu m-am uitat strict așa pentru plăcerea sportului, știi? Dar, ia uite, ce frumos. Fantastic, bine măi. Și cam acesta a fost acest episod, acest video de reacție. Nu m-am putut abține să nu fac măcar un video de ăsta micuț acolo de reacție. Sunt foarte curios care sunt reacțiile voastre asupra acestui meci. Ce părere aveți? Acum știu că ești așa momentul ăla în flăcări toți, mai mult ca sigur sunteți nervoși pe bună dreptate, voi fanii Barcelonei. Dacă există fanii AS Roma pe aici, cred că voi nu mai puteți de fericire. Asta este, dragii mei prieteni, fotbalul, n-ai ce să-i faci. Până pe data viitoare, vă urez numai bine și da, ne auzim, numai bine, bye bye.